Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Bianca! 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 Ce pula mea! Am plecat la biserică să-mi văd tainele lui Iisus. Stai, măi, șorecarule! Așa cum spune și titlul, dacă știți să citiți, astăzi o să mâncăm o pâine cu pateo. Așa că o trecut 1 decembrie, să mâncăm și noi ceva 100% românesc. Bun apetit! Nu știu, e foarte fain să stai frumos în bucătăria ta, femeia e plecată și îți ungi frumos pita cu pateo și în același timp vecinul de jos ascultă Nickelback de o săptămână încoace, tot aceeași melodie. Ai trăzni, m-ar să mă trăznească. În orice caz, ca să știți și voi, acest videoclip nu este sponsorizare. Aș vrea eu să fie sponsorizare, dar dacă ai pateo, ai tot ce străbă în viață. Proteine, carbohidrați, scorbut. Na, și ăsta este un mukbang, adică o să stați și o să vă uitați la mine cum mănânc. Nu e absolut nimica special, dar aparent unii oameni se excită văzând chestii de astea. Așa că vă rog frumos, pe parcursul acestui videoclip, să vă scoateți mâna din pantalon și din nas. Scoateți-vă degetul din nas, că știu că vă scobiți. No, bun, prima felie, poftă bună, are un miros foarte, miroase ardei, ce pula. Bă, pate de porc picant, să mor tu! Foarte bun, are gust așa, pâine cu pateu. E aromă foarte interesantă, s-a dus frumos. Dar așa nu știu. Am o puternică, nu am te măgări, nu se simte nici un pic de chimicală și chestii, zic, numai parte bună. Iar după 5 minute de mestecat am reușit și eu să înghit. Bă, și nu știu, având în vedere că este un mukbang, adică, repet, să stați și o să vă uitați la mine cum mănânc toată pita asta cu pateo, ar trebui să vorbim nonsensuri, pentru că ăsta este un scopul mukbang-ului, stai să mănci, nu să te concentrezi pe mâncare, dar să și vorbești ceva între timp, nu știu ce să vorbesc cu voi. Bă, e adevărat că o să apară un film nou Shrek. Nu știu mă astăzi când m-am dus să duc gunoiul, am văzut o mâță călcată de mașină. Și cum vă ziceam, sora mea se pricepe la poezie și de-astea. De multe ori mă mănâncă culul, că știți voi, hemoroizi, nu l-a colindat. Bă, băga mea la Nickelback cu mătii. A doua felie, să avem poftă, să n-avem probleme cu stomacul apoi. Voi știți cum să ungeți? Deci, puneți așa pe pită și pe aia întingeți foarte, foarte bine. Nu știu, pe mine maică mi-a învățat că nu trebuie să ai un strat foarte, foarte gros de chestia asta nu se pune numai la pateu. Nu trebuie să ai un strat foarte, foarte gros de chestie pe care ți-o pui pe pâine. Trebuie să fie numai așa un pic ca să se simtă mai mult pâinea. Știi că trebuie să faci economie, că ești săraca p***a. Nu poți să mănânci ca aia din reclame, știi că își pun o conservă întreagă de pateu pe o singură felie de pâine, cum adică, boss? Așa că eu, ardelean ce mis, prețuiesc foarte, foarte mult învățăturile mamei, învățăturile tatei, învățăturile bunicii. Ce m-a învățat bunica? Stai să mă gândesc. Mă, m-a învățat ozosep odată. No, poftă bună să aveți din nou. Stați așa că... Te răzbun pe mine acum stomacule. Eu îți dau de mâncare și tu te răzbuni. Bă, nu știu, am încercat să-mi bag toată bucata asta de pită în gură ca Ilie, știi? Azi, Ilie, ce bine mâncă. Totuși, bă, degeaba ai pateu, că dacă n-ai carte, n-ai parte. Așa că mergeți la magazin și cumpărați-vă cărți Yu-Gi-Oh! Ai, bazne. Bă, nu știu, m-am uitat la ceva clipuri din astea cu mukbang înainte să mă gândesc să filmez treaba asta. Cam vreau ce o să mă documentez. Oare cum ar trebui eu să-mi fac acest videoclip ca să se încadreze în standardele unui mukbang. Și există niște chestii pe care eu nu pot să le fac, de exemplu să-mi bag chestii în gură
Bine, asta pot să fac. După aia să plioscă în p***a mea de fiecare dată când mestec. Pe futu-vă mama voastră, ce sunteți voi mistreți? Nu te mă, că eu nu mai plioscă, că mi se face rău. Am impresia că mânc mai mult oxigen decât mânc pâine cu pateu dacă mă apuc să plioscă eu. Ți-ai drept de oameni peșterii. N-au pic de rușine, pic de 7 ani de acasă să mânci fără să plioscă eu. Încă una dintre învățăturile mami, mulțumesc mult. Dar v-am zis că o să mânc tătăpita asta, o să mânc cu pateu. A treia felie, boșilor. Așa, dă mai tare muzica aia, rockerul dracu ce ești. Eu sunt curios, ce Dumnezeu face că ascultă de dimineața până seara muzică rock alternativă? O bate pe măsa, învață la religie sau alte chestii, joacă meti, sigur. A. Dumnezeu că deja am mâncat 3 felii de pâine cu pateu. O să fie o limita toată să mânc tătă pâinea asta.